S-au scurs 15 etape din campionatul Ligii a doua, competiție în care este angrenată pentru al doilea an consecutiv și echipa locală CSM Slatina. Au fost meciuri foarte bune făcute de elevii lui Dan Oprescu, însă și dueluri mai slabe în care s-au pierdut puncte importante în ierarhia clasamentului. Tehnicianul Dan Oprescu, invitat în cadrul emisiunii Stadion de la Olt TV, a făcut o analiză a activității fotbalistice din acest tur de campionat. Anul trecut, după 16 etape, aveam 21 de puncte. Acum, după 15 etape, avem 20 de puncte. Deci suntem tot acolo. Acum, dacă e să ne raportăm strict la ceea ce puteam noi în acest sezon, și dacă tot ați vorbit despre linia de clasament, trebuie să le spunem oamenilor că suntem la 3 puncte de play-off. Da. Deci ultima clasată în locul 6 are 23 de puncte, da. Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Acum, dacă e să ne raportăm strict la asta, noi puteam liniștit să fim în play-off. După 15 etape, CSM Slatina ocupă locul 13 în clasament cu 20 de puncte acumulate. Asta nu înseamnă că suntem mulțumiți cu ce am realizat. Nu, tocmai pentru că am avut 4-5 puncte în mână, aș putea să spun că suntem sub ceea ce joacă această echipă și ceea ce a arătat în acest mini tur de campionat, să zic așa. Pentru că, ca o comparație din nou ca anul trecut nu aveam un joc atât de elaborat și totuși a făcut același număr de puncte. Anul ăsta jocul a fost mult mai elaborat, ne-am creat mult mai multe situații de gol. Experiența se pare. Da. Și cu toate astea, cred că locul ocupat în clasament și punctele obținute sunt mai puține decât jocul echipei. Apoi, dacă e să ne raportăm strict la bugetul acestei echipe, în comparație cu celelalte competitoare din Liga a doua, da, am putea să spunem că rezultatele sunt, să zic așa, sunt ok, sunt bune. Dar cu toate astea, eu sunt nemulțumit pentru că să puteam mai mult, liniștit puteam să fim acolo în zona play-off-ului, pe locul 6-5. Oprescu a mai vorbit despre cel mai bun joc, dar și despre cea mai slabă prestație a fotbaliștilor din acest început de campionat. A fost meciul cu Dumbrăvița, care a fost destul de bun, în care noi am câștigat de manieră categorică 3-0, dar rezultatul putea să fie mult mai mare. A fost meciul cu Slobozia, în care noi am câștigat cu 1-0, dar repriza a doua am avut 4-5 ocazii mari de gol. Au fost chiar și jocul de la Steaua, 70 de minute, eu cred că a fost cel mai bun din, dacă tot m-ați întrebat care e cel mai bun, cred că jocul de la Steaua, 70 de minute, am văzut la televizor, extraordinar, în care nu le-am dat șansa adversarilor să apropie de poartea noastră și noi ne-am creat ocazii și am și reușit să fructificăm una dintre ele. Cel mai slab meci a fost cel de la Piatra Neamț. Motivele le-am spus și în emisiunea anterioară și le-am reamintit și mai devreme, nu mai e cazul să le discutăm. Când adversarii au 4-5 zile de odihnă în plus și noi facem și o deplasare lungă de 10 ore, e clar că aceste lucruri pot să facă diferența. Meciurile oficiale din Liga a doua se vor relua pe 24 februarie 2024. În primul duel din anul viitor, CSM Slatina va întâlni în deplasare CS Corvinul Hunedoara, echipă care se află pe locul 2 în clasamentul general.